Am să-l invit pe domnul ministru Florin Spătaru, ministru al economiei, pentru început, să ne vorbească despre ce avantaje competitive are, mai are România și care va fi brandul economiei românești. Bun venit! Mulțumesc mult, Tudor! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Doamnelor, le urez o primăvară frumoasă. E perioada în care trebuie să apreciem, așa cum spunea și Răzvan, toată activitatea pe care o desfășoară și mă bucur că Răzvan a menționat acest aspect, că doamnele trebuie să fie prezente în economia românească și în antreprenoriatul românesc, pentru că, da, aduc un plus de valoare. Mai mult decât atât, după cum știți, împreună cu doamna ministru Firea și cu Sorin Grindeanu, noi am fost cei care am propus modificarea Ordonanței 109 pentru a avea cel puțin 30% din membrii bordurilor companiilor de stat doamne. Și cred că ăsta este un semnal foarte bun pe care îl dăm. Plan de țară. Ce avantaje competitive avem? Avem foarte multe. Avem independență energetică, avem resurse minerale, putem să exploatăm resursele minerale și sper să o facem. În maxim o săptămână veți vedea adoptat în guvern strategia pentru resurse minerale neenergetice. Un document programatic care stătea de mulți ani la Ministerul Economiei și pe care l-am relansat cu ajutorul celor din universități, mediul de afaceri și institute de cercetare. Dar acest plan de țară e mai degrabă un plan dinamic pe care trebuie să-l implementăm. Pentru că nu mai vorbim de o strategie care să se regăsească în sute de pagini pe care le adoptăm în guvern, le propunem poate prin CSAT și pierdem oportunități. Acest plan de țară trebuie implementat din momentul în care începem. Și asta înseamnă ca toate programele care duc la transformarea economiei românești într-un context multicriză, criză politică, criză, conflict la granițe, criză energetică, criză de aprovizionare, toate acestea să poată să fie agregate în măsuri pe termen scurt. Avem timp să facem programe, avem timp să facem strategii, am și făcut la Ministerul Economiei, suntem în dezbatere pe strategia pe competitivitate, am participat activ la strategia pentru economia circulară, dar asta nu însemna că va trebui să finalizăm această strategie ca să luăm măsuri. Și ce am făcut? Schemă de minimis pentru economia circulară. 93 de companii care au aplicat cu proiecte pilot care vor fi finanțate prin Ministerul Economiei și vom avea proiecte concrete de economie circulară. Ce am mai făcut? Am adus această schemă, celebra schemă 959, sincer, eu sunt surprins, pentru că în momentul în care am lansat schema de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare, am crezut că va fi o schemă care se adresează industriei și va fi relativ bine primită. Sunt uimit să văd că mediul de afaceri vine și îmi spune că este poate printre cele mai bune scheme de ajutor de stat pe care România le-a avut în ultimii 30 de ani. De ce? Pentru că ne adresăm zonelor în care a existat industrie și nu mai există, ne adresăm pentru prima oară deficitul de balanță comercială și ne ducem cu proiecte concrete, cu bani, în zonele în care avem nevoie. Planul de țară este un plan pe care va trebui să-l lucrăm, dar în același timp va trebui să și acționăm. Și acțiunea nu înseamnă doar măsuri pe care le luăm la nivelul țării, dar și poziționarea noastră ca țară în context european și în context global. După cum știți, la nivel european sunt foarte multe inițiative care vizează producția de energie, reziliența, creșterea independenței economice a Uniunii Europene după foarte mulți ani, când am fost exportator de tehnologie în zone în care, sau în țări în care puteam să producem la un cost foarte mic,
pentru prima oară discutăm de reîntoarcerea acestor lanțuri de aprovizionare, reîntoarcerea acestor sectoare economice în Europa. Poate România să absoarbă așa ceva? Da, dar dacă face ce trebuie. Adică dacă vine și arată că are o stabilitate politică, dacă vine și arată că măsurile fiscale sunt transparente, predictibile și dau încredere. 2022 a dat încredere investitorilor, pentru că vorbim de 11 miliarde de euro care au fost investiții străine directe, dar acest trend trebuie să continue. Pentru că România economică a anilor 2030, 2040, 2050 este o Românie decarbonată, cu investiții în tehnologie, cu centre tehnologice de dezvoltare, inovare și cu un capital uman care este folosit la maxim. Și asta presupune lucru în echipă, asta presupune ca membrii guvernului, cei care sunt responsabili de aceste sectoare, să stea la aceeași masă, să discute și să creeze direcții de acțiune. Haideți să facem mai întâi direcțiile, după care vom face un plan consistent. La Ministerul Economiei mi-am adus un număr de consilieri. Silvia este unul din consilierii pe care am pe partea de energie, pentru că e important. Dar am adus un număr de consilieri cu care am vrut să discutăm strategia de dezvoltare industrială a României. Și acești oameni respectabili pe care i-am și care au mulți ani și multă experiență în spate, au venit și mi-au spus, știți că a mai fost o strategie de dezvoltare industrială în România. Facem alta? Și am zis, nu. Luăm istoria și o actualizăm. Pentru că așa putem să mergem mai departe. Nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat și haideți să vedem cum facem mai departe. Dar trebuie să avem niște principii pe care, sigur, trebuie să le enunțăm către toți jucătorii. Către mediul politic, către mediul de afaceri, către organizații non-guvernamentale și către comunitate, către alegători. Asta vrea să facă România. Vrea să investească, vrea să devină hub industrial, vrea să devină pol de furnizare la nivel european, iar pentru asta are nevoie de un plan, are nevoie de bani alocați acolo unde trebuie și are nevoie de comunicare. Această comunicare care trebuie să existe între decidenții politici, între decidenții guvernamentali și mediul de afaceri. Vin din sectorul privat și cred că ăsta este un mare avantaj al meu, pentru că am această posibilitate să comunic foarte ușor cu mediul de afaceri. Dimineață m-am întâlnit cu cei de la AmChem și asta discutam. Ce se întâmplă? De ce? Cum putem să atragem mai multe investiții americane? Cum putem să atragem mai multe investiții din alte țări pentru a putea să optimizăm și nu să exploatăm, ci să optimizăm avantajele competitive pe care le are România. O parte din propuneri ne-am notat, dar pe de altă parte aștept acele propuneri în continuare, în discuții directe, în care Ministrul Economiei, Florin Spătaru, discută direct cu dumneavoastră, cu mediul de afaceri, cu mediul universitar, cu toți cei care vor o Românie sustenabilă, rezilientă și performantă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru. Întrebările dumneavoastră, vă rog. Până se încălzește sala, pentru că pomeneați de... Stați, cam eu... Până se încălzește sala. Pomeneați de actualizarea permanentă a planului acesta de țară, tocmai în ideea de a nu-l cantona în ceva și după aia îl trece prin filtre de aprobări până când nu mai e valabil. De ce ar trebui să țină cont actualizările astea ca să păstrezi totuși și o direcție pe cele probabil 3-4 câteva direcții strategice pe care vrei să le ocupi? Cum vedeți genul ăsta de actualizare permanentă? Consider că orice actualizare trebuie să țină cont de bază.
de acea bază de aprovizionare, care poate părea prozaică, da, sau pragmatică, această bază de aprovizionare de la care poate să plece tot. Și atunci, securizarea unor surse de materii prime, materiale, servicii, trebuie să fie indiscutabil pe agenda. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont că suntem partea unui context european. În contextul european sunt alte produse sau sunt produse și servicii care sunt cerute în acest context și atunci, în funcție de avantajele competitive pe care țara noastră le are, trebuie să actualizăm și să dăm direcțiile clare. Vă dau un exemplu legat de această actualizare. Până acum câțiva ani nu cred că auzeați de un ecosistem în domeniul semiconductorilor în România. Pentru că consideram că acești semiconductori pot fi aprovizionați din China, din Taiwan, din orice altă țară, noi folosim și avem industria automotive. Nu putem să rămânem doar cu acest concept. Și atunci am început să lucrăm în domeniul microelectronicii și am spus, da, România trebuie să aducă un jucător sau să creeze un ecosistem în domeniul microelectronicii. Cum poți să faci un astfel de lucru? Prin cercetare, dezvoltare, inovare, proiectul inclus în Planul Național de Reziliență pe microelectronică, prin atragerea unui jucător major în România pentru dezvoltarea unui centru tehnologic, și aici mă refer la IMEC, și prin discuții cu companii mari care în acest moment încearcă să-și definească strategiile de investiții peer-to-peer, one-to-one. Nu mai putem aștepta să vină investitorul să vadă dacă va investi în România. Nu funcționează așa. Ci va trebui dus să mergem acolo și acolo, și acolo mă duc, să discut direct cu acești investitori cum vor veni în România, ce au nevoie și cum putem să acomodăm sistemul românesc la o investiție de o astfel de anvergură. Cam așa discutăm de această strategie de dezvoltare industrie. Mulțumesc. Vă rog. Ia un program de țară, plan de țară, anume, care e foarte actual, reducerea deficitului balanței comerciale a României. Ați participat la întâlnirea care am avut-o în octombrie anul trecut cu premierul, dânsul s-a arătat disponibil, a și enunțat de câteva ori urgența acestei teme, dar avem nevoie de un catalizator, de o instituție care să preia steagul și cred că sunteți cei mai potriviți. Dacă, bineînțeles, sunteți de acord, vă mulțumesc. Cu siguranță. Mulțumesc. Deficitul de balanță comercială se regăsește e unul din criteriile din schema 959. Cred că un alt argument suplimentar mai puternic decât faptul că am inclus în această schemă de finanțare deficitul de balanță comercială nu există și da, am participat și eu la acea întâlnire și mi-asum ca Ministerul Economiei să poată să acționeze în această direcție. Bugetul este prea mic, este adevărat, a fost o măsură, a fost un compromis pe care a trebuit să-l facem, pentru că notificarea la Comisie nu permitea un buget suplimentar, dar am spus-o că această schemă 959 va fi una multianuală și vom notifica la Comisie în așa fel încât să avem un buget anual de 500 de milioane de euro. Mulțumesc. Acolo vă rog și pe urmă aici am văzut mâna ridicată. Okay. Ați deschis? Am deschis cu... Asta e. Da, domnule ministru, sunt Cristian Grosu, redactor șef de la Curs de Guvernare, organizatorii, și aș vrea să vă pun o întrebare apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, de acea industrie și economie foarte complexă, cum este cea a semiconductorilor. Unul dintre vorbitorii de astăzi este domnul Costinescu de la NXP, care cu softurile de semiconductor se ocupă și deci e un subiect în agenda noastră, în atenția noastră. Întrebarea mea era în felul următor. Dacă v-ați uita, să zicem, peste 15 ani, pentru că astăzi vorbim de proiecții cu bătaie lungă în economia României,
Ce brand, ce elemente de identitate ați vedea? Ca să vă dau ca exemplu, știți, când spunem Germania, știm industria de automotiv. Când spunem Italia, spunem industria ușoară. Și așa mai departe. Fiecare are un element de identitate care o individualizează și intră cumva în folclorul universal. Oamenii cam știu la ce să se aștepte de la o țară. De la economia noastră, la ce ar trebui să se aștepte peste un 15-20 de ani? Da, mulțumesc pentru întrebare. E o întrebare destul de complexă și e complex și răspunsul, pentru că, după cum știți, un raport de anul trecut spunea că România este a 19-a cea mai complexă economie mondială. Deci avem un mix de sectoare economice, dar, pe de altă parte, va trebui să definim un brand al României. Nu cred că vă pot... Da, chimia e unul dintre ele. Da, cred că mai degrabă aș merge pe o abordare mult mai complexă și aș defini România ca un pol de inovare în producția industrială. Asta înseamnă că centrul tehnologic și producția să se îmbine într-o singură unitate. Pentru că este foarte clar că suntem una din țările cu resurse importante la nivel european, iar aceste resurse duc la o varietate foarte mare de abordări. Tocmai de aceea industria oțelului, care va rămâne definitorie din punctul meu.